Cu excepția taxei de salubrizare, care se dorește a fi majorată cu 2 lei de persoană pentru anul viitor, celelalte taxe și impozite nu vor suferi modificări. Cel puțin așa precizează șeful administrației publice locale Ion Lungu. Pentru a face bugetul, sigur, prima dată ne trebuie taxele și impozitele locale. Vom intra în ședința de Consiliu Local din data de 19 cu taxele și impozitele locale, la fel ca în anul 2013. Nu vom majora aceste taxe. Îmi mențin punctul de vedere și voi intra cu un proiect de hotărâre, chiar dacă nu cred că sunt sonze de izbândă, nu va fi votat de consilierii locali. Este vorba de creșterea taxei de salubritate de la 3 lei la 5 lei. Așa cum am spus, în toate orașele din țară, nu mai spun, chiar multe comuni din jurul nostru au taxe de salubrizare mai mari decât municipiul Suceava. O spun tot cu toată responsabilitatea. Banii nu ajung la salubritate, avem restanțe de 20 miliarde de încasat. Sigur, câți bani plătim la firma de salubritate, atâta curățenie, atâta dezăpezire se face. Comparativ cu anul anterior, încasările la bugetul municipalității au fost mai mici, iar cele din venituri proprii mai mari. 65% avem încasările anul ăsta față de anul trecut. Un lucru îmbucurător este faptul că la venituri proprii, acolo ne-am făcut niște eforturi extraordinare cu dublarea numărului de salariați la compartimente de executare silită, gradul de realizare mai mare cu 3%, deci 103,4%. Deci am încasat la venituri proprii mai mult în anul 2013 decât în anul 2012. Sigur, încasările mai mici sunt în primul rând la fonduri europene, unde avem încasat mai puțin vreo 20 de milioane de euro și firesc și normal, pentru că în anul 2012 s-au desfășurat, s-au încheiat niște proiecte importante, parcările subterane, asfaltarea axului principal, centrul tradițiilor populare. În acest an am avut doar cele 3 străzi rămase din proiectul de fonduri europene la reparatul străzilor. Și la fel avem sume mai mici, cu aproape 5 milioane de euro, 20 miliarde de lei vechi la TVA. Așa cum prevede primarul Ion Lungu, e posibil ca bugetul pe 2014 să fie chiar mai mic decât cel de anul acesta, în jurul sumei de 280 de milioane de lei. Bugetul anului 2014 va fi un buget maxim la nivelul anului 2013, chiar mai mic, zic eu. Sigur că aici vom vedea ce sume vom prinde pentru cofinanțarea celor două proiecte importante. Discutăm aici de reparatul străzilor pe fonduri europene, pe orul suplimentar, și la fel cofinanțarea proiectelor elvețiene, unde procentul de cofinanțare este mai mare, de 15% față de 2% la fondurile europene. Și voi propune consilierilor locali, care deja au o experiență, și noi consilieri locali, a trecut un an și jumătate, au văzut primul buget, degeaba punem niște sume mari acolo care nu se pot executa. Nici într-un caz nu voi fi de acord cu demararea unor lucrări noi. Trebuie să terminăm lucrările care le avem începute. Dacă discutăm de investiții, așa ne obligă de fapt și legea,